Da. Fie A, B, C, D, îndreptăm 5 de la pagina 800. A, B, C, D, îndreptăm. Da. Deci fie A, B, C, D, dreptul. C și F sunt două puncte, astfel încât A e, este bisectoarea unghiului de AB. A e... Bisectoarea lui D, A, B. Bisectoarea lui D, A, B. B e... B e... Bisectoarea unghiului ABC. A, B, C. D, F. D, F. Bisectoarea unghiului A, D, C. A, D, D, C. C, F. Și C, F. C, F. Bisectoarea unghiului B, C, D. B, C, D. Da. Și A e. Mai, A e, intersectează D, F, în punctul H. CF intersectează VE punctul G. În concluzie, arătați că EHFG EHFG dreptunghi. Îți facem un dreptunghi, ducem bisectoarele. Da. Bisectoarele tuturor unghiilor, să apun. Da. Așa. Deci un dreptunghi. Am luat așa. Dreptunghi. Cum ați notat? Eu n-am notat așa. A jos, da. A, B, C, D. Și A e bisectoarea lui A. Da, și ducem bisectoarea lui A. Deci bisectoarea tuturor unghiilor. Fiind vorba din 90 de grade împărțit la 2. Deci, practic, sunt triunghiurile acestea care se formează așa. Ce fel de triunghiuri sunt așa? Sunt triunghiuri... Isoscele, am mai vorbit, nu? Tocmai ce am demonstrat. La fel, dacă duc dincolo paralela, tot așa vine aici, tot triunghiul isoscel, da? Din ce? Bisectoarea din ce? Și bisectoarea din B, așa, dacă s-o întâmpla să fie de două ori, și iată, la mine s-o întâmpla așa, să duc în același punct, și nu vreau să fie așa, că atunci ficăm într-o situație particulară. Deci la voi s-a întâmplat așa, da? Nu mi-a ieșit în același loc. Atunci trebuie să luăm așa. Și cum să fac? E bine? Dacă nu ți-a ieșit, e foarte bine. Așa. Nu ne-a ieșit în același loc, pentru că eu am luat asta jumătatea acestea. Sau asta de două ori câte astea. Și cum trebuie? Și la fel am luat. Da? Și atunci, uite cum l-am luat eu acum, mai mic. Uh-huh. Asta mai mic și cealaltă mai mare. Așa, și? Uite. Ia faceți, vedem cum voi spune. A, B, C, D. Așa, uite și bisectoarea. Când duc bisectoarea, ca să fiu foarte convins de bine, iau pe asta cât asta, dar trebuie să fie isoscel. Da. Asta e bisectoarea, da? Da. Duc și din coace bisectoarea. Și cu ce notați? Păi, bisectoarea din A, cu cine? A, E. Bisectoare. B e bisectoare. Și îmi spune pe acolo cine bisectoare se intersectează două câte două. Ia, vă notați, nu știu cum să notez. Așa, duc și bisectoarea asta. Și eu. Așa greșit. Duc bisectoarea din partea cealaltă. Așa. Și bisectoarea din partea cealaltă. Așa. Și zici mai departe.
Și acum cum notăm astea? Uite aici așa, vedem imediat. Aie se intersectează cu DF. Aie. Aie, bisectoarea asta din E. Cu DF. Da. Hai să zicem AE, asta așa. Aie zice așa, da, bun. Și C. C. Și B, E, zice ea. Da, uite, vezi așa, așa. Vedeți? Da. Trebuia să unească. Și B, E... Eu și două X. Vedeți, domn profesor? Taci o leată, da? Se vedeți că trebuia să unească. Aie și vizitoarea lunghiului A. Deci aie e a lui cui? De A-B. A lui D-A-B. Așa am făcut, da. Și B e bisectoarea lui A-B-C. Da. A-B-C. Înseamnă că e la intersecția bisectoarelor, domn profesor. Da. Deci e la intersecția bisectoarelor. Trebuie să luăm asta dublu. Cum lasă inițial? Exact cum a spus inițial. Când eu de-aia m-am zis. Cum, domn profesor, cum mie mi-a dat? Cum? Aiurea. Noroc că am făcut desenul mic și se șterge repede. Și cu D-F. Noroc că am făcut desenul mic și se șterge repede. Aici, în H. Gata, așa trebuia luat. Așa trebuia. M-ați luat inițial. Da, este. Am avut impresia că... Noroc că am făcut. Da, uite, și asta... Ei, domn profesor, i-am tăiat, gata. O secundă. O figură care putem, despre care putem vorbi că e tot dreptunghi. Da? Figura asta de aici. Dar... Cum a cerut-o autorul, eu acela tot a insistat o... Deci, ca figura aia de aia am insistat, domnule. Ca să, ca să fie treaba să iasă perfect, o lăsa autorul. Adică cum facem? Faci. Luăm egal. Una, două. Egale? Adică asta de aici, latura asta dublu celelalte, nu? Ca văzut noi de ce. Așa. Nu B, C, D. Nu la E. Și F-ul va fi în partea asta. Corect, opus. Și atunci, tot ce am spus, ce am spus este așa. Și acum A, E, intersectează. Ăsta e la punctul E și ăsta e punctul E. Aici e H-ul și aici e G. Și aici e H-ul. Da, și acolo e G. Și aici e G, nu? Da. Asta e figura. Asta e figura. Și trebuie să arătăm că figura E... Asta care s-a format este dreptunghi, nu pătrat. Da. Da. Este nu este pătrat, dar nu contează. Deci este un dreptunghi, asta trebuie să arătăm, da? Adică cum... Adică... Mai întâi, cât paralelogram, pentru că laturile astea sunt două câte două paralele. Din ce motiv? Aici este de 45 de grade? Da. Că ducând bisectoarea, 45 în două. 45-45. Deci asta e paralelă cu asta. Corect. Din ce motiv? Pentru că dacă nu vezi este două drepte, tăia disecanta asta, unghiul de aici e de 45 și ăsta de 45, sunt corespondente. Da? Adică da. Dreptul. Și atunci, în clipa asta, astea două sunt paralele. Analog, astea sunt paralele, deci figura asta este un paralelogram. Dacă are și unul drept, toată povestea e limpede și e rezolvată. Și are. Pentru că ăsta fiind 45-45, ăsta e de 90. Și atunci ăsta e din 90, că pus la vârf, 90 și terminat. Așa, acum mai bun. Da? Și direct de dreptunghi. Da. În figură. Bun. Este excelent. Da, da, da. Și uite de acum, hai să vorbim. Deci, da, în patru la tine... Da, 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 și o facem mâine. Facem mâine, sigur că da. Bun. Da, deci, care e ideea? Ideea este să arătăm că figura asta este paralelogram și pe un care nu-i drept. Și terminat. Și atunci spunem așa. Demonstrație. Demonstrație. Cum spunem? A e bisectoare. A e bisectoarea unghiului D-A-B. D-A-B. Și cum D-A-B 90 de grade, cu măsura lui D-A-B egal 90 de grade, din cauza că avem un dreptunghi acolo, rezultă că măsura lui D-A-E, măsura unghiului D-A-E, egal cu câte grade? Cu 45 grade. La fel este și unghiul D-E-A. Și egal cu măsura unghiului D-E-A. Din ce motiv? D-E-A.
Păi într-un triunghi, suma unghiilor cât face împreună? 180, ăsta e din 90, celălalt unul e de 45, celălalt de 45. Unul de 45, ăla era cu tot la fel, da. Analog în triunghiul ECB, deci... Analog în triunghiul... Putem zice așa, cum CF bisectoare, ca să le datăm, da. CF bisectoare, da, Ade, da, unde ești? Unde ești tu? De aici, de aici, da. Bine, suntem ce bisectoarea lui Dâncă, bă. CF bisectoarea lui... CF, bisectoarea lui BKD. Lui BKD, cu da. BKD. Din ipoteza asta. Da, și cum BKD, măsura lui BKD este de câte grade? 90. 90 de grade. Ia uite cum vezi, cu măsura. Nu? Că da. Asta e din 90 de grade ale. BKD. Rezultă că măsura lui? Da, BKD. Păi dacă ăsta e 90 și am dus bisectoarea... B, C, F. B, C, F. Da? Măsura lui B, C, F. Egal cu 45 de grade și egal și cu măsura așa la... A lui... F, C, D. F, da. Da? A lui F, C, D. Da. Și asta îmi spune mie că... În clipa de față, pentru dreptele astea luate, pentru A, E și F, C, cu secanta D, C, deci pentru, pentru cine? Pentru A, E și F, C, F, C, și secanta A, B, cu secanta A, B, ce se întâmplă acolo? Corespunde. Apar unghiurile D, E, A, și, și faptul că am că de aici rezultă că D e A. Congruent cu... Așa, D e A. Congruent, deocamdată D e A congruent cu cine? Cu? Știu asta din ce am zis, de 45 de grade. Cu E, C, F. E, C, F. În paranteză de 45 de grade. Și asta îmi spune că ele sunt în ce calitate? Corespondente. D e A. Și unghiul E, C, F. Corespondente. Și ce fac aceste două? Dacă se obligă. Le obligă pe cele două. Adică A e paralel cu F. Analog, voi arăta și paralelismul D, F cu E, B. Deci analog de E. Dar voi redactați asta, de E paralel. De E paralel cu, cu cine? De de F paralelă cu E, da, B. Și rezultă că... Paralelă cu E, B. Și rezultă că E, din cele două, da. Rezultă că E, H. G, F. Nu, nu e. E, e H, deocamdată G, E, H. Da, da, e H, ai zis bine. Da, e H, F, G, paralelogram. Și paralogramul cu noi drept este dreptunghi. Corect. Cum vă duceți în triunghi D, H, A, în care este de 45, ăsta de 45, rămâne ăsta de 90. Deci, da. Lăsăm asta aici și demonstrăm deoparte. În triunghiul. În triunghiul D, H, D, H, A. D, H, A. Avem măsura A. lui H, egal cu măsura lui D, A. Măsura lui? Cui e zis? D, A. A lui H, D, A. H, D, A. Cu D, A, H. Și egal cu 45. Egal cu măsura lui D, A, H. D, A, H. Și egal cu D, A, H. Da, și egal cu 45. Da, da, da. Egal cu 45. Rezultă de aici. Măsura lui D, H, A. Măsura lui D, A. Egal cu 90 grade. A. Și rezultă că E, H... E 90 grade. Și rezultă că E, H, F, G e dreptunghi. D, H, A, care este egal cu E, H, F. Așa, dar asta este egală, stai fata să scriu. Egală cu cine? Cu E, H, F. Da, egală cu E, H, F. O pus la vârf. H, F, da.
opuse la noi. Și atunci rezultă că e H, F, G. La care adaugere sub care e un unghi, măsura unghiului demonstrat acum. Era paralelogram cu un unghi drept. E H, F. E H. Cu măsura unghiului. Fui din 90 de grade. 90 de grade este egal dreptunghi. Rezultă că figura aceea luată în discuții e H, F, G. E H, F, G. Ce am spus că este? Dreptunghi. Dreptunghi. La mâine mai lucrăm. Da. Mai vor probleme. Da. Hai să vedem încă o dată ce lucruri au meritat aici. Paralelogram, deci cosul ăsta dreptunghiu, proprietățile sale. Da, și ce am făcut... Și teoremele alea. Da, teoremele. Ale dreptunghiului dreptunghic. Deci hai să vedem dreptunghiul. Proprietăți. Da. Proprietăți. Probleme în baza lor. Corect. Pe baza proprietăților făcute. Și acele teoreme sunt doar proprietăți. Sunt consecințe, dacă vreți, ale proprietăților de dreptunghi. O să... Mâine mai lucrăm. Mai vedem. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profulan și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Așa să fie pentru că avem nevoie ca un număr cât mai mare să poată urmări lecții, da? La voi la casă acum sunt urmări lecții, dar câți? Ziceți voi așa?